Bună, dragilor! A venit online, s-a făcut răcoare. Haideți să văd cum adăpostim noi bonsarii. Aici, în atelierul soțului meu, el o să se descurce cu pictatul. Am adus doar câțiva dintre bonsai. Aceștia sunt niște mei. Asta este un maple tree, arțar. Iar aceștia sunt niște pom indien, pitici. Să vedem cum rezistă, este primul an la noi aici, cu ei. Și aici avem un alun. E curly, creț, alun creț. Și nu știu cum să facem cu cei de afară. Mai avem câteva plante care trebuie băgate înăuntru, că toamna e binișor, dar iarna se răcește. Aici am un money tree care trebuie adăpostit. Alarma face puțină gălăgie. Este neapărat nevoie de ea. După cum ați văzut în videourile noastre, am probleme cu hoții, cu mașina. Și aici avem money tree care trebuie băgat iarăși înăuntru, că nu rezistă afară. Și încă câteva alte. Vă place toamna, firul meu? Foarte frumos. Îl țin așa cumva mai încolăcit să stea într-un loc. Foarte frumos. Iar aici avem un bonsai. Bă, cred că ăsta o să îl lăsăm afară. Mă gândesc că o să reziste. Am și o viață de vie aici, nu știu dacă v-am arătat înainte. Are struguri încă, asta cred că ar fi trebuit să fie al doilea rod, pentru că a fost foarte cald. Cred că a dat iarăși. Am și gărăfițele mele aici, care dă iară floare, chiar dacă e frig. Am și lavandă. Aici o floare care încă mai înflorește. Mi-a plăcut floare foarte mult. Face foarte multe flori, tot timpul înflorește. Și panseluțele noastre, care numai ce le-am pus. Bundarul încă nu s-a cuiburit. Frumos. Asta este o floare curgătoare, iarbă. Foarte frumoasă, care stă în apă. Mai are aici tot timpul apă de unde își trage. Foarte frumoasă. Și încă o parte din bosai care deja i-am dus în casă. Au nevoie de mai multă căldură și i-am pus acolo pentru iarnă. Da, cam asta este grădina noastră. Și ne pregătim pentru iarnă cu ea. Aici este un ghiveci mare în care o să pun o ferigă foarte frumoasă în grădina din spatele casei, și care trebuie pregătite de asemenea. Sper că vă place grădina noastră. Vă pup și vă doresc o zi bună tuturor. Pa, pa!